Hei, salut prieteni, bine v-am regăsit la un nou clip pe canalul Trip Travel Live. În acest clip vom vorbi despre capitala României, București. Municipiul București este așezat în sud-estul țării, acolo unde în urmă cu câteva sute de ani se întindeau codrii vlăsiei, din care astăzi se păstrează câteva pâlcuri răzlese de pădure. Râul Dâmbovița traversează orașul, iar salba de lacuri din nordul capitalei asigură răcoarea și umezeala în timpul toridelor zile de vară. Orașul București a fost desemnat capitala țării românești în anul 1659 de către domnitorul Gheorghe Ghica. Populația în București este de 2.104.967 de locuitori. Haideți acum să aflăm ce putem vedea prin București. Arcul de Triunf, unul dintre monumentele impresionante ale orașului care atinge o înălțime de 27 de metri. Arcul de Triunf a fost construit pentru a celebra proclamarea Unirii și a fost ridicat în perioada 1921-1922, dar renovat în perioada 1935-1936 și 2014. Arcul de triumf are o formă paralelipipedică și este înconjurat de celebra marmură de rușchița, care a fost cioprită de sculptori autohtoni. Monumentul comemorează participarea țării noastre la Primul Război Mondial. În interiorul monumentului se regăsește un muzeu mic ce poate fi vizitat la ocazii speciale. Ateneul Român, celebra clădire unde se regăsește cea mai mare sală de concerte din România, a fost construită în stil neoclasic și eclectic în perioada 1886-1888. Iar mai târziu a fost restaurată și modernizată în perioada 1994 și 2004, iar în anul 2005 a fost redeschisă pentru public. Ateneul Român este una dintre cele mai impresionante clădiri din București, încă de la intrare, datorită cupolei care domină întregul spațiu. Palatul Parlamentului este una dintre cele mai valoroase clădiri din București, construită în stil brâncovenesc cu influențe renascentiste, baroce și germanice. Denumită și Casa Poporului, clădirea impresionează prin stilul său arhitectonic și cele peste o mie de încăperi din interior ce sunt mobilate cu lemn masiv, coloane din marmură foarte mari, dar și elemente de design impresionante. Are o suprafață de peste 330.000 de metri pătrați și ocupă locul 2 în topul celor mai mari clădiri administrative din lume, după clădirea Pentagonului din statele unite ale Americii. Calea Victoriei este una dintre cele mai vechi străzi ale Bucureștiului, dar care încă își păstrează farmecul la parte de altă dată. Calea Victoriei este locul unde vei putea admira clădiri impresionante, muzee, magazine frumoase, ateliere creative, baruri, cafenele Ciocolaterii, și restaurante deosebite. Printre principalele obiective turistice, regăsim Casa Cafșa, Teatrul Odeon, Palatul Telefoanelor, Muzeul Național de Artă al României, Biserica Crețulescu, Muzeul Național de Istoria României și Cercul Militar Național. Fântânile din piața Unirii au fost declarate de World Record Academy drept cel mai lung șir de fântâni coregrafice sincronizate din lume. Ele au fost construite în timpul regimului comunist când a fost amenajat și Bulevardul Unirii și au fost reabilitate în anii 2018-2019. Fântânile oferă bucureștenilor și turiștilor spectacole de apă, lumini și muzică. Jeturile se rotesc după ritmurile muzicii, adăugând un plus dinamic și vizual în momentele de apogeu al spectacolului. Centrul vechi al orașului sau centrul istoric este una dintre cele mai frumoase și cochete zone ale orașului, unde vei descoperi o sumedenie de clădiri construite în stil neobaroc și neoclasic, dar și terase și restaurante care înfrumusețează zona. Centrul istoric al capitalei este unul dintre cele mai vizitate locuri din București. Aici se organizează frecvent evenimente culturale, festivaluri dar și târguri de artă medievală. Este zona cu cea mai mare încărcătură istorică din capitală, atât prin prisma monumentelor, a vestigilor istorice, cât și prin prisma variatelor clădiri de patrimoniu, Curtea Veche, Hanul lui Manuc, Bisericele Stavropoleos și Sfântul Anton sau Statuia lui Poicei. Centrul vechi al capitalei era locul de întâlnire al negustorilor din întreaga lume în perioada interbelică. Fiecare stradă, fiecare clădire reprezintă o parte de istorie. Odată ajuns în centrul vechi, ar fi păcat să nu explorezi întreaga stradă Lipscani. Pasajul Maca Villa Cross, o alea acoperită cu vitraliul de culoare galbenă, Banca Națională a României și Muzeul Băncii Naționale și tot aici se află și restaurantul cu specific românesc Caru cu bere și frumoasa librărie Cărturești Carusel. Biserica Stavropoleos este una dintre cele mai imponătoare biserici care atrage atenția prin coloanele impozante de piatră și piedestalele impresionante. Biserica a fost construită de un călugăr grec pe nume Ioanichie și este localizat în spatele Muzeului Național de Istorie, locul pe care trebuie să-l vizitezi dacă îți place arta brâncovenească și icoanele speciale pictate într-un mod deosebit. Nu ar trebui să rateze o plimbare prin piața Revoluției. Nicolae Ceaușescu a ținut ultimul său discurs chiar aici, în data de 21 decembrie 1989. În următoarea zi, în piața Revoluției, cunoscută drept Piața Palatului, dar și în piața universității au avut loc revoltele despre care cu siguranță a învățat la lecțiile de istorie. Pentru că vorbim despre o serie de revolte sângeroase în același an, în piață a fost ridicat monumentul renașterii, unul dintre principalele obiective turistice din București. Monumentul a fost ridicat în cinstea victimelor de la acea vreme. Cartierul Cotroceni este ideal pentru o plimbare relaxantă. Admira arhitectura clădirilor din zonă, Art Deco, neoromânesc, mediteranean și Art Nouveau, bucură-te de farmecul Bucureștiului de altă dată, fă-ți poze cu superbele magnolii sau savorează o băutură la o ceainărie cochetă din zonă. Palatul Cotroceni, o fostă reședință regală, este astăzi sediul președinției. Dacă vrei să descoperi și tu locul din care este condus întreaga țară, atunci nu ar trebui să ratezi o vizită aici. Istoria palatului începe odată cu dorința lui Carol I de a realiza o reședință oficială pentru toți moștenitorii familiei regale. Pentru a descoperi interiorul palatului, vei păși mai întâi în holul de onoare, o încăpere imensă care îți oferă o perspectivă concretă asupra arhitecturii și designului, unic din fiecare încăpere în parte. Vis-a-vis -vis de Muzeul Național de Istoria României, poți să observi impresionantul palat cec. A fost construit între anii 1897-1900, în stil arhitectural eclectic. La începerea lucrărilor de construcție a participat însuși carul I al României împreună cu soția sa, Regina Elisabeta. Palatul Cec se numără printre cele mai emblematice locuri de vizitat în București. Este o clădire impozantă și foarte frumoasă pe care ar fi păcat să nu te oprești ca să o admiri. Palatul Primăverii sau Casa Ceaușescu a fost pentru un sfert de secol, între anii 1965 și 1989, reședința privată a soților Nicolae și Elena Ceaușescu, dar și a copiilor acestora, Nicu, Zoia și Valentin. Palatul Primăverii este foarte bine întreținut, mobila și obiectele sunt originale și în condiție foarte bună. Interiorul conține o multitudine de stiluri, de la stilul italian, francez sau portughez. La aproximativ 500 de metri distanță de parcul Cismigiu se află Palatul Universul, situat pe strada Ion Brezoianu. Frumoasa clădire a găzduit redacția primului cotidian românesc a apărut în capitală și anume ziarul Universul. Palatul Cercul Militar Național a fost inaugurat în anul 1923 și găzduiește Instituția Centrală de Cultură a Armatei Române. Totodată în clădire sunt organizate diferite expoziții de artă, cursuri de arte plastice și multe altele. Piața Universității este probabil cea mai cunoscută piață din România, constituind kilometrul zero al rețelei de șosele a țării. Aflată în centrul Bucureștiului, ea este poate cel mai reprezentativ loc al capitalei, fiind realizată într-un stil care încurajează modernizarea urbană și având puternice influențe pariziene. Aici găsim obiective turistice ca Teatrul Național, Universitatea București, Clădirea Spitalului Colțea, Palatul Șuțu, statuia lui Mihai Viteazu sau hotelul Grand Hotel București. Clădirea care a devenit recent unul dintre cele mai instagramabile locuri din București, în timpul sărbătorilor de iarnă, este Casa Mița Biciclista. Maria Mihăiescu sau Mița a fost prima femeie din capitală care a mers pe bicicletă purtând pantaloni bărbătești. În București întâlnim o mulțime de muzee, precum... O oprire la Muzeul Național de Istorie Naturală Grigoria Antipa este recomandată pentru oricine, în special pentru familiile cu copii. Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti este un muzeu etnografic în aer liber care prezintă viața tradițională a satului românesc. Artefacte istorice românești, din timpuri preistorice până în timpurile moderne. Asta poți găsi la Muzeul de Istorie a României. Muzeul Național Cotroceni este un muzeu situat în Palatul Cotroceni, unde pot fi vizitate spații din fosta mănăstire de la Cotroceni și fostul palat regal de la Cotroceni. La Muzeul Colecțiilor de Artă putem găsi artă românească modernă, artă românească populară, artă occidentală sau orientală. Muzeul Țăranului Român este un muzeu național de arte și tradiții populare din București. Muzeul Național de Arta a României, sau MNR, este cel mai important muzeu de artă din țară. Are în patrimonul său una dintre cele mai mari colecții de picturi din România. Amenajat într-una dintre cele mai frumoase clădiri ale Bucureștiului, cu un patrimoniu bogat, Muzeul Național de Geologie este un obiectiv turistic și cultural de elită. Grădina botanică are o suprafață de peste 18 hectare, dintre care 4.000 de metri pătrați de sere. Pot fi admirate aici peste 10.000 de specii de plante, inclusiv tropicale. Muzeul Național George Enescu se află în Palatul Cantacuzino, una dintre cele mai frumoase clădiri din București. Aici sunt prezentate expoziții ce ilustrează viața și opera marelui muzician, cât și expoziții temporale cu teme diverse. Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi prezintă peste 1.000 de lucrări realizate în perioada secolelor al XVI-lea și XX-lea. În Muzeul Național Tehnic Profesor Inginer Dimitrie Leonida pot fi văzute piese de mare valoare documentară ilustrând spiritul inventiv al poporului român. În Muzeul Militar Național Regele Ferdinand I sunt expuse piese de artilerie și diverse tipuri de tehnică militară de infanterie și de aviație. Muzeul Național de Artă Contemporană, cunoscut și sub acronimul MNAC, este un muzeu de artă contemporană din București. În plus, mai avem și alte muzee, precum Muzeul Sportului, Muzeul Teodor Aman, Muzeul Teodor Paladi, Muzeul de Artă Populară Profesor Dr. Nicolae Minovici, Muzeul CFR, Muzeul Simțurilor, Muzeul de Artă Recentă, Muzeul Vârstelor Casa Filipescu Cesianu, Muzeul Fotbalului, Muzeul Ichiciului din România, Găsim și multe parcuri frumoase în București, precum Grădina Cismigiu sau Parcul Cismigiu este cel mai vechi parc bucureștean și este amenajat în stilul parcurilor engleze. Are o suprafață de 16 hectare, numeroase alei romantice, dar și spații deschise mari unde vizitatorii se pot relaxa. În sezonul cald există posibilitatea de a te plimba pe lac cu o barcă cu vâsle, iar de iarna este amenajat un patinoar cu capacitate de 1000 de persoane. Parcul Herăstrău sau Parcul Regele Mihai I Ocupă 187 de hectare, iar lacul din centru face parte din lanțul de lacuri ale râului Colentina. Aici se găsesc muzeul satului, teatrul de vară, grădina japoneză, clubul diplomatic, un parc de aventură și numeroase terase și localuri. Parcul Alexandru Ioan Cuza este numit și Parcul Titan sau Parcul Iore. Are o suprafață de 85 de hectare, un lac de origine naturală și 5 insule. A rațelor, a pescarilor, a artelor, a câinilor și a pensionarilor. Iarna se amenajează patinoarul lui Moș Crăciun, iar în sezonul cald, vizitatorii se pot plimba pe cu Bărcile. Parcul Carol a fost inaugurat în anul 1906 cu ocazia celebrării a 40 de ani de domnia regelui Carol I și este unul dintre cele mai frumoase parcuri din București. Mausoleul din Parcul Carol, statuile giganții, monumentul eroului necunoscut sau Muzeul Național Tehnic Dimitrie Leonida sunt obiectivele pe care le puteți găsi aici. În parcul Drumul Taberei vei regăsi patinoar, terase, dar și o mulțime de alte atracții pe o suprafață de 30 de hectare. Sunt spații special amenajate pentru șahiș, locuri de joacă pentru copii, zone de spectacole, de mers cu bicicleta, dar și terenuri de fotbal. Parcul Tineretului, Parcul Lumea Copiilor și Parcul Orășelul Copiilor se întind pe o suprafață de 80 de hectare și se află în sudul Bucureștiului. Este al treilea parc a mărime din capitală și este destinația preferată de copii deoarece o mulțime de atracții speciale pentru ei se regăsesc aici. Parcul Natural Văcărești Zona în care se afla parcul făcea inițial parte dintr-o mlaștină de la periferia orașului. Treptat, natura a pus stăpânire pe spațiu, iar biodiversitatea întâlnită în prezent este similară cu cea unei delte de râu mici. Din 2014, zona a fost declarată Zonă Naturală Protejată și numită Parcul Natural Văcărești. În apropiere de București întâlnim și alte obiective turistice precum Palatul Mogoșoaia și Parcul Mogoșoaia, Mănăstirea Cernica, Palatul Știrbei și Domeniul Știrbei, Mănăstirea Pasărea, dar și multe alte obiective turistice pe care le vom descoperi într-un alt episod. Așadar, București, capitala României, este un loc plin de istorie și povești captivante, pe care le poți afla dacă vizitezi cele mai interesante obiective turistice. Eu în acest clip am prezentat decât unele dintre cele mai importante obiective turistice, însă sunt mult, 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 mult mai multe obiective turistice în orașul acesta. Și vouă, dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați un like, un share, un subscribe și ne vedem data viitoare cu un alt clip interesant. Salutare!